Proteste pe străzile din Petroșani. Un nou miting se anunță joi în capitala Văii Jiului, iar protagoniștii sunt minerii de la Compania Națională a Huilei din Petroșani. Mitingul este organizat de membrii Sindicatului Muntele și va dura două ore în fața companiei. Comisia de Avizare a Adunurilor Publice a avizat organizarea protestului din fața CNH, care va avea loc joi, începând cu orele 14 și va fi derulat pe perioada două ore cu blocarea străzii Timișoare. Membrii de sindicat au luat această decizie de a protesta pentru că vor să atragă atenția celor din Ministerul Economiei care nu își onorează promisiunile. Compania Națională a Huilei este într-un impas economic și niciun protocol pe care liderii de sindicat l-au semnat până acum nu s-a pus în aplicare.